În ziua în care Claicion a fost condus pe ultimul drum, oamenii cu care lucrase atâția ani se fereau să discute despre modul în care s-a produs teribilul accident. Întrebați despre acest lucru, cei din incinta liceului au susținut că nu știu ce s-a întâmplat. Dar unde a fost mai exact? Nu știu. Chiar nu știu. Nu. Și nu rog bine astăzi, nu știți la nu știu dacă era vorba. Cum așa, nu se știe nimic? Unde? Nu ai început de înțeles. Nu suntem îndreptățiți. Totuși, una din persoanele care se ocupă de paze la liceul agricol a stat de vorbă cu noi și ne-a spus ce știa legat de nefericitul eveniment. El avea 160 kg și funcționalitatea cu așa. Dar că e atât de unitate, nu există la greutate. Și s-a rupt aia tot cu el și tot ce aia a intrat în el. De la scăpire. Și răspunerii, toate coasele, gămâne, avea cum să stai. Ce făceam acolo? Ce făceam acolo? Fac un camping acolo, un lux și ceva. Numai care a fost cu el acolo, el a venit la mine și m-a lăsat. Dar asta a fost în favoare? Ce făceai din tine? Sau muncea pe el? Cu tine, s-a dus până acolo și... Auzi, ce ți-i scrisă asta e? Pe de altă parte, consilierul de imagine de la Agricol declară că accidentul nu s-a produs în timpul programului de lucru al administratorului și că acesta s-ar fi aflat la locul accidentului doar în cadrul unei vizite prietenești, întrucât ar fi avut o relație de prietenie cu directorul liceului. Practic, nu putem să considerăm că a fost un accident. S-a dus într-o vizită de prietenie, într-o locație unde fiul domnului director își face o căsuță de vacanță. Dânsul fiind specialist și lucrând în domeniul construcțiilor, a vrut să vadă lucrarea, a urcat din propria inițiativă la pod, probabil și din cauza greutății și a neatenției s-a dezechilibrat, a căzut. Categoric nu a fost un accident de muncă, nu a fost să lucreze pe proprietatea directorului, ci pur și simplu a fost o vizită mai mult de prietenie, de consultație și asta din propria inițiativă. S-a dus cu mașina personală acolo să vadă. Nu a fost implicată practic școala, s-au forțat să meargă. Când s-a produs accidentul? Aproximativ 8-10 zile, spre sfârșitul unei zile, joi sau vineri, de acum două săptămâni. La ce oră ați fost acolo dumneavoastră? În jur de 17, în jur de ora 17. În mod normal nu ar fi trebuit să fie la școală? Cam cât e un program normal? La cât este dură? Practic, el nu avea un program rigid de 8 ore, deci nu putem să afirmăm cu certitudine că a fost în timpul programului sau că a fost forțat să se ducă. Conducerea Inspectoratului Școlar Timiș preferă să lase la latitudinea liceului soluționarea problemei. Prin urmare, se pare că nu se va interveni în acest caz. Nu cunoștem detalii despre accidentul dânsului. Știți despre ce este vorba? Am auzit, eu cred că problema asta trebuie lămurită la liceul în cauză. Nu a fost nimeni la inspectorat, nu... Nu am primit absolut nicio sesizare, nu a fost nimeni la nici o audiență. Ce se desfășoară în școală sau în afara școlilor este problema personală sau a școlii. În moment ce inspectoratul nu are tangență cu acest accident, probabil că nu ne vom băga în această problemă. Directorul liceului agricol a fost și el pentru o vreme inspector școlar în cadrul ISJ Timiș. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua nefericitului accident, numai administratorul ne-ar fi putut spune cu certitudine.